Bună ziua, stimați prieteni, vă salut, vă felicit cu nouul an. Tuturor celor care astăzi serbează nașterea Domnului Crăciunul, îi felicit cu ajunul Crăciunului, cu anul nou care urmează să vină, anul nou cel vechi, iar noi tradițional continuăm ediția de analize economice, este cea de 81-a ediție, analize economice, un proiect realizat de IDES Viitorul și privesc că eu puteți urmări toate celelalte ediții pe pagina oficială acestor instituții sau pe pagina mea ionit.md. Astăzi aș vrea să discutăm despre un subiect care nu am vorbit niciodată. Noi vorbim despre creditele populației, vorbim despre consumul populației, am vorbit despre credite ipotecare, niciodată n-am vorbit despre creditele de consum. Sau creditele care sunt luate de către populație exact pentru a-și satisface necesitățile imediate, cât mai mult posibil. Anul trecut am avut în 2021, voi opera în felul acesta, 2021 noi am avut un boom, așa zicem noi, un boom a creditului consum, am avut o creștere într-adevăr puternică, dar acum vom vedea că n-a fost atât de puternică, a consumului populației, lucru care a forțat Banca Națională să înăsprească politica monetară. Drept rezultat, noi avem o situație foarte interesantă care merită toată analiza noastră, deoarece când vorbim de creditele de consum, ele doar este ca un termometru care ne arată ce se întâmplă cu consumul populației, ori consumul populației are câteva efecte. Primul, în dependență de consumul populației, noi putem să ne dăm seama despre nivelul de bunăstare a populației, dacă populația este într-o situație bună sau nu prea bună, și să nu uităm că bugetul de stat în Republica Moldova este dependent de consum, de venitul și consumul populației. Repet de sute de ori, trebuie să repet, 85% din bugetul public național este format din veniturile și cheltuielile populației, asigurări sociale, asigurări medicale, TVA, acciză și alte impozite pe consum, care în principiu ne asigură 80% din veniturile bugetului public. Deci dacă ne uităm foarte atent în grafic, am luat o dinamică din anul 2005, din ce cauză de 2005, că am avut de câteva ori, am avut două reduceri puternice a creditului de consum, a fost 2009-2011, vă aduceți aminte criza din 2008, și anul acesta, după o perioadă de 12 ani de creștere, în special în anul 2021, vedeți, creditul de consum a crescut cu 3 miliarde de lei. În acest an, datele sunt pentru luna noiembrie, pentru luna ianuarie, pentru tot întregul an, datele vor fi ceva mai târziu, dar cu certitudine putem să afirmăm că creditele de consum în anul 2029 a înregistrat o scădere. Deci efectul politicii monetare, scumpirii banilor și înăspririi condițiilor oferite de către bănci a dus la ceea că populația noastră practic nu s-a creditat. Dar aici este nu doar faptul că s-au scumpit banii, dar este și senzația de criză, senzația de disconfort legat de venitul populației. Populația în anul 2022, putem să spunem, populația Republicii Moldova a consumat mai puțin, deja aceasta o putem spune, aceasta o să vedeți pe credit de consum, și lucrul acesta s-a întâmplat din simplu motiv, sunt mai multe motive, unul dintre care este venitul populației în anul 2022 au fost negative. Altfel spus, venitul populației în 2022 au fost mai mici decât anul 2021, din simplu motiv că creșterea veniturilor a fost cu mult mai mică decât rata inflației. Respectiv, populația în 2022 și-a putut permite să consume mai puține bunuri decât în anul 2021. Dacă ne uităm modificarea portofoliului de credite de consum, ca să ne fie foarte clar, în anul 2021 populația Moldovei sunt povărat, deci povara de credite creștea cu 250 de milioane de lei lunar, este recordul absolut istoric, dar aici trebuie să facem foarte clar. Spre exemplu, 2007 n-am pot compara cu 2021, din cauza aceasta vom opera la produs intern brut acușa, ca să avem niște cifre mai relevante, iar în 2022 noi avem o scădere lunară a împovărării cu împrumuturi de consum cu 27 de milioane de lei. Dar, după cum am spus, nu este corect să comparăm leul din 2021 cu leul din 2007. Din acest motiv, modificarea anuală portofoliului de credit de consum a luat raportat la produs intern brut. Recordul tot absolut noi îl avem în perioada 2005-2006-2007. În această perioadă, portofoliul creditului de consum a crescut cu 1,1 și în anul 2007, care până ce este anul record al creșterii consumului populației. Aceasta s-a reflectat, cine nu ține minte, bugetul de stat creștea câte 40% anual. De fapt, bugetul de stat avea
așa bani mari, că noi pur și simplu stăteam atunci și ne gândim ce facem, că atunci au venit diferite proiecte, mă rog, unele mai bune, unele mai proaste. Dar dacă observați, 2,6% a crescut creditele de consum. În anul 2021, care noi ne-am speriat că este un an a explozii creditele de consum, creșterea a fost de două ori mai mică decât în 2007. În acest an avem o scădere de 0,31%, este incomparabil cu anul 2009. Altfel spus, criza din 2022, care noi atât de negativ o vedem, ne uităm că lucrurile sunt proaste, nu sunt bune, oamenii într-adevăr și-au redus consumul, totuși impactul asupra creditării este net mai mic decât în 2009. Haideți să ne uităm câte credite de consum avem noi și cum au crescut ele. Ca să comparăm creditele de consum, le-am luat raportate la produse intern brut. Aici vreau să aduc o mică explicație. Din 2013, Biroul Național de Statistică calculează produsul intern brut după o metodologie nouă. Și dacă eu aș fi folosit până în 2013 metodologia veche, atunci am fi avut creșterea creditelor de consum nu 4,6% în 2007, dar era peste 5%. Pentru a evita acest lucru și pentru a face comparabilitatea datelor, eu am estimat produsul intern brut până în 2000 după metodologia nouă, deci ca să poți compara datele. Dacă vă uitați atent, la noi creditele de consum până în 2003 practic lipsau, era la nivel de 0,3-0,5% din produs intern brut. Populația era într-o sărăcie totală, oamenii supraviețeau, plus dobândile bancare erau foarte mari, nimeni nu se împrumuta pentru consum. Vine perioada 2004-2005, în special 2007, când noi vin remitențele pe hotare, acuși am să arăt ce impact aveau remitențele atunci, și s-a început, noi o numim nebunia consumului. Ce a fost atunci? Oamenii timp de 20 de ani practic nu și-au renovat infrastructura casnică, frigidiere, mașini de spălat, televizoare, oamenii nu au avut ani de zile și atunci toți au început să o cumpără. Și noi nu numai aveau bani, deci câștigau, au crescut, am avut cea mai mare creștere a veniturilor reale, 1. Au început să vină cel mai mari volume de remitențe comparabil cu venitul populației și 3 oameni s-au aruncat în împrumuturi. Deci primeau bani, prâneau salarii, prâneau de peste hotare și plus împrumutau. Și recordul absolut a creditelor de consum a ajuns în 2007 4,6% de produsul intern brut. După aceasta vine anul 2009-2010, criza, și la noi ponderea creditelor de consum a scăzut până la 2%. Avem o stabilizare până în 2016, 2017-2018, iarăși veniturile populației cresc, rata dobânzii scade puternic și populația iarăși se antrenează în consum și ajungem până la 4,3% în anul 2021. În acest an, din cauza inflației mari, scăderii reale a veniturilor, politicii monetare a Băncii Naționale, noi avem o scădere a creditului de consum până la 3,38%, la sfârșitul anului cred că ajungem tot așa, 3,38-3,37% din produs intern brut. Însă vreau să fiu optimist. În opinia mea, această microcriză de consum a populației, sper că se va epuiza în jumătatea anului viitor. În jumătatea acestui an. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă în perioada anterioară, dacă criza din 2008-2009 a fost una profundă și a durat foarte mult, acum eu cred că noi vom depăși destul de ușor și după 3 ani de criză, când la noi avem o scădere a consumului populației, în acest an noi vom avea o restabilire. Deci, după cum am spus, pe lângă veniturile populației, pe lângă consumul populației, încă un factor care este rata dobânzii. Dacă observați atent, dobânda la creditele de consum medii, la creditele noi, au scăzut de la 37% în 2000 până la 19%, până la 18, de fapt 20% în 2007. Atunci dobânda era destul de ridicată, dar oamenii trăiau după o inflație mare, după o depreciere a valutei, atunci, în principiu, oamenii nu simțeau această povară. În anul 2021, noi am avut cea mai mică dobândă, în trimestrul 3 am avut cea mai mică dobândă din istoria Republicii Moldova, 4,6%, au ajuns creditele noi de consum să dădea dobândă, evident, aceasta a dus la această explozie creditelor de consum, dar este incomparabil cu 2007, deci noi spunem explozie, dar comparativ cu 2007, noi suntem încă de două ori mai puțin. Iar în trimestrul 3 noi am ajuns la o rată de dobândă de peste 3 ori mai mare, deci am ajuns la aproape 16%, deci a crescut enorm. Iar acum deja
putem înregistra prima ușoară scădere. Eu cred că noi în jumătatea anului acesta noi vom ajunge la rata dobânzii deja sub 10%. După mine, pericolul inflației deja s-a epuizat, inflația va avea o tendință clar de scădere, Banca Națională va începe a relaxa politica monetară și recomandarea este, după ce am avut un anul 2022, un an de criză, un an de constrângerea consumului, un an de reducerea consumului populației, noi trebuie acum ceea ce avem de făcut este să încurajăm consumul, să încurajăm ca populația să-și restabilească comportamentul și stilul de viață în un mod obișnuit. După cum am spus, creditele de consum sunt influențate de câțiva factori, una dintre dânsii este salariul populației. Ca să nu vorbim la capitolul creșterea salariului nominal, am luat creșterea salariului real, sau cu cât real a crescut puterea de cumpărare a populației. Observați anul 2001-2002, după o criză profundă 98-99, noi avem o creștere a veniturilor reale populației cu 25%. Deci, într-un singur an, populația a venit cu 25% mai bogată. În 2 ani de zile, în 3 ani de zile, veniturile reale a populației s-au dublat. Ce înseamnă lucrul acesta? Omul real a simțit, el era dintr-o sărăcie, trebuie să o spunem, dintr-o sărăcie profundă, el real în 2 ani de zile a ajuns să aibă bunăstare de două ori mai mare. În acest an, noi suntem al doilea an când venituri reale ale populației scad. În anul 2021 au scăzut cu 0,8%, în anul 2022 estimăm că au scăzut cu 12%. Da, este neplăcut, este foarte neplăcut, însă dacă comparăm cu 98-99, scăderea este mai modestă, plus nu uităm că 98-99, noi veniturile populației au scăzut pe un fundal de venituri foarte reduse. Deci oamenii erau foarte săraci și au devenit și mai săraci. Aceasta a provocat primul val de migrație a populației peste hotare. Acum noi am început cu un nivel de bunăstare destul de ridicat, dar am avut anul 2021 o scădere ușoară legată de creșterea prețurilor foarte mari, 2022 iarăși prețurile foarte mari, 2023 estimez că veniturile populației vor înregistra o creștere considerabilă, dar mai corect ar fi spus că vom avea o recuperare considerabilă, ce am în vedere că veniturile populației în 2023 pur și simplu vor ajunge la nivelul 2020. Deci anul 2023 este anul de recuperare după 2 ani de zile de scădere a veniturilor reale populației. Al doilea factor care a influențat consumul populației au fost remitențele. Dacă vă uitați, am luat și am calculat care au fost veniturile pe care le-au obținut cetățenii Republicii Moldova din salarii și din remitențe. Observați aici pe grafic, în anul 2000, începând cu anul 2005, dacă observați până în 2008, din 2005 până în 2008, remitențele pe care noi le primeam de peste hotare erau mai mari decât salarii. Altfel spus, veniturile populației primite de la rudele lor de peste hotare depășeau venitul salariilor. În anul 2008 noi am avut 40,7 miliarde lei veniturile populației, mai mult de jumătate din aceste venituri, undeva 18 miliarde erau veniturile populației, restul erau remitențele peste hotare. În acest an, în anul 2020, veniturile populației nominale din salarii și de remitență le estimăm la 110 miliarde de lei, dintre care cea mai mare pondere sunt salariile, iar remitențele, ele au rămas în 2021, estimăm că nominal remitențele vor fi cele mai mari din istorie, dar ținând cont de deprecierea valorii, putere de cumpărare a dolarului, ținând cont de faptul că salariile populației în interiorul țării a crescut, în prezent remitențele sunt aproximativ o treime din venituri din salarii și remitențe. Altfel spus, remitențele nu mai joacă acel rol care l-au jucat cândva. Ca să fie clar din ce cauză în 2006-2007 noi am avut o creștere atât de puternică, dacă ne uităm atent, remitențele în 2007 au ajuns 35% din produsul intern brut. În prezent ele sunt undeva la nivel de 14%. Altfel spus, remitențele în prezent sunt ca pondere, ca putere, sunt aproximativ de 3 ori mai mici, ele continuă să joace un rol, însă cu mult mai slab. Și ultimul grafic care îl facem, care este salariul mediu
lunar în Republica Moldova. Am luat datele din 1960, noi avem datele și am luat, recalculat la valoarea leului din 2020. În anul 2022, în anul care a trecut, estimăm că salariul mediu lunar a fost circa 10.400 de lei. În anul 2020, recalculat la valoarea leului din 2022, salariul a fost de 11.765. Dacă observați, într-un singur an de zile, veniturile medii ale populației au scăzut cu aproape 1.400 de lei. Deci salariul real a populației în anul 2022 a fost undeva cu, în mediu cu 1.400 de lei mai micuți. În 2015, vedeți, 8.400, practic din 2010 până în 2015 avem o creștere destul de modestă a salariului. Cea mai mare creștere a salariului avem din anul 2000 până în 2005, când timp de 5 ani de zile salariul a crescut, să nu uităm că 2001 a fost tot un an destul de prost, dar până în 2005 de două ori, și a doilea etapă de creștere puternică a salariului este în 2010. De fapt, din 2000 până în 2010, timp de 10 ani de zile, salariul populației a crescut de 3 ori. El, această creștere, în cea mai mare parte, se datorează și baze foarte mici din care noi ne-am pornit. Populația fiind foarte săracă în anul 2000, uitați-vă, imaginați-vă că în 2000 salariul părinților voștri era în banii zilei de astăzi 2400 de lei. Nu-mi imaginez ce poți face cu 2400 de lei timp de o lună de zile. În anul 93 salariul era 1200 de lei. Practic, cu acești bani nu puteai face absolut nimic. Deci, nu era nici o șansă să supraviețuiești. Ce vreau să spun în final? Noi am avut o reducere a creditelor de consum, această reducere s-a datorat în mare parte și scăderii puterii de cumpărare a populației, politicii băncii naționale de a năspri politica monetară, dar și îngrijorării cetățenilor noștri privind perspectiva economică. Economia este un fenomen reflexiv, deci omul consumă în dependență de percepția lui ce va fi în viitor. Oamenii în 2022 au avut o percepție foarte sumbră privind perspectivele economice, lucrul acesta e determinat să-și reducă consumul și lucrul acesta e determinat să fie cu mult mai economi decât au fost în altă perioadă. 2023, foarte, foarte mult, că percepția oamenilor se va schimba, oamenii vor începe a deveni mai optimiști legat de viitor, inflația va scădea, prețul la resursele energetice cel mai probabil se vor duce considerabil în jos, celelalte prețuri, creșterea lor va fi una foarte modestă, veniturile nominale, dar ținând cont cu inflația micuță, asta înseamnă și veniturile reale populației vor fi cu mult mai mari, oamenii vor avea o senzație și o percepție cu mult mai optimistă decât în 2022, ceea ce înseamnă o restabilire a consumului, iar Banca Națională, ținând cont că pericolul inflației a plecat, politica monetară trebuie să fie una mai relaxată, băncile trebuie să fie mai active, în felul acesta să pornim, cum folosesc economiștii o frază, poate îmi cer scuze că o folosesc și atât este atât banal, să pornim motoarele economiei, inclusiv prin generarea consumului populației. Fără consumul populației, fără o populație care este optimistă și care își poate și își permite luxul de a consuma din simplu motiv că vede perspectiva pozitivă, noi nu avem nici o șansă de restabilire economică și, încă o dată, repet, inclusiv și bugetul de stat este dependent de consumul populației. Din acest motiv am vrut să încep anul cu creditele de consum a populației, că el este doar un indicator care reflectă îngrijorările, starea de spirit, calitatea vieții populației, iar în 2022 a fost unul neplăcut, nu atât de grav ca în 2009, dar oricum neplăcut, iar 2023 promite de a fi un an pozitiv. Vă mulțumesc și până data viitoare, încă o dată, sărbători fericite!